după simbolistica romană, dimensiunile monumentelor erau proporționale cu realizările și importanța celor cărora le erau dedicate. Traian ar fi fost cel mai important împărat al Romei. Statuia din aur din capătul columnei a fost luată de la Roma de către împăratul Constant al II-lea și dusă la Bizanț în anul 663. În 1587, Papa Sixtus al V-lea a înlocuit statuia lipsă cu cea a Sfântului Petru. Chimistul și inventatorul german este considerat întemeietorul chimiei pentru agricultură. Justus von Liebig a descoperit însă și cloroformul, primul gaz utilizat în medicină pentru anestezie. Florence Nightingale, mama răniților, femeia cu lampa numită așa pentru rondurile pe care le făcea noaptea prin saloanele spitalelor, este și una dintre persoanele cu cele mai multe epistole scrise, peste 17.000. Fiul al unui fabricant de bere, pianistul autodidact, a devenit creator al operei naționale cehe. Muzica lui Bedřich Smetana se bazează pe librete scrise de conaționali și abordează subiecte din viața satului ceh, din lumea cavalerilor medievali sau personaje istorice. Catherine Hepburn a fost una dintre puținele actrițe care au refuzat interviurile și participările la petrecerile mondene, în ciuda celor 4 Oscaruri câștigate. Poate era supărată că relația sa cu Spencer Tracy era imposibil de oficializat, el fiind căsătorit și catolic practicant. Why don't I go to the Academy Awards? It has to be that I'm afraid I'm going to lose. Academicianul de onoare Pășcănean n-a avut probleme în a publica interviuri. Constantin Ciopraga s-a manifestat și ca traducător, tălmăcind valoroasa monografie despre Ion Creangă a francezului Jean Boutillier. Jean Bart a introdus pentru prima dată în literatura română jurnalul de bord și schița marină. Nu întâmplător, pentru că scriitorul a absolvit Academia de Ofițeri de Marină și a deținut diverse funcții în administrația navală din vremea sa. Compozitorul și dirijorul harghitean Zsolt Kereshtei a lansat numeroase șlagăre. În 2004 a fost decorat de președinția României cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler. Interesat mai degrabă de realitatea puterii și nu de însemnele ei, patriotul polonez Józef Piłsudski a căutat să asigure securitatea țării sale aflat într-un context geopolitic nefavorabil între Germania și Rusia. El știa că să fii învins, dar nu supus, asta e victorie. Să fii victorios și să te culci pe lauri, asta e înfrângere. Dumitru Fărcaș a făcut celebru în toată lumea Taragotul. A fost președinte de onoare al Congresului Internațional al Taragotiștilor, dar și doctor honoris causa al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Aurelian Andreescu a debutat la Mamaia pe când avea 21 de ani. 2 ani mai târziu a intrat în trupa Teatrului Constantin Tănase. Calitățile sale vocale l-au făcut foarte popular în cluburile bucureștene și constanțene, unde a susținut numeroase programe muzicale. În vara anului 1986, inima lui a cedat pe când se afla la Eforie Nord. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.